Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi alături de noi este medicul Horațiu Coman. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Noi vă mulțumim pentru că ne vorbiți astăzi despre boala arterială periferică. Da. E un subiect foarte, foarte important din punctul meu de vedere. Probabil mult discutat sau s-a mai discutat și se va mai discuta mult timp de acum înainte. De ce? Pentru că boala arterială periferică are la bază ateroscleroza, care împreună cu bolile cardiace sau totalitatea lor cardiovasculare sunt cele mai mari cauzatoare de deces din lume. Deci nu niciun tip de cancer, nicio altă afecțiune, ci bolile cardiovasculare. Și astea au la bază ateroscleroză. Practic, așa să vă imaginați, un vas de sânge care are o elasticitate și o flexibilitate ca un furtun care se încovoaie, la un moment dat devine ca o țeavă rigidă. Sigur că prin acel vas fluxul sângelui circulă altfel decât era înainte, în loc să fie laminar, frumos, fluid, circulă turbulent în funcție de toate denivelările care le găsește și aceasta generează trombi, cheaguri de sânge care la un moment dat pot să ducă și la închiderea completă a vasului. În funcție de stadiile în care se află boala și cât din diametrul vasului mai este disponibil pentru acest flux sanguin, lucrurile se pot afla într-o situație mai gravă sau mai puțin gravă. Ceea ce este foarte important și asta, din păcate, în ultima perioadă am văzut-o tot mai frecvent, pacienții ajung la diverse specialități până să ajungă la chirurgie vasculară și de foarte multe ori lipsește foarte mult din partea de diagnostic. Se amputează degete, se amputează picioare, se amputează segmente de membru care ar putea avea o șansă dacă s-ar face un examen obiectiv simplu de a testa există sau nu există puls la nivel distal. De ce este acel deget de la picior negru? De ce s-a ajuns în situația respectivă? Da? Așa trebuie privite lucrurile. Întâi să înțelegem că există această specialitate chirurgie vasculară, există de ceva vreme și putem face ceva. Bun, este important ca pacienții să ajungă la dumneavoastră și în timp util, dar este și mai importantă partea de prevenție. Cum putem să prevenim această boală? Aceiași factori care generează și problemele cardiace, fumatul, obezitatea, sedentarismul, deci aceiași factori care acuzăm permanent, sunt cei care stimulează acumularea de aceste plăci de colesterol, de calciu la nivelul arterelor și duc la îngustarea lor. Sigur că există o componentă genetică foarte importantă. Dacă bagajul nostru genetic are această problemă, noi știind părinții, bunicii sau, mă rog, alte rude de sânge au avut această problemă, atunci cu atât mai mult trebuie să ne îndemne pe noi să fim mai cumpătați în tot ceea ce facem. Nici o dietă, nici o, nu există un regim minune care să ne scape de treaba asta, ci trebuie cumpătare. Trebuie să fim atenți la ce mâncăm, cât mâncăm, cum mâncăm, câtă mișcare facem, faptul că alergăm o zi 20 de kilometri și o lună nu mai facem nimic, nu are absolut nicio relevanță. Mișcarea continuă, deci trebuie să gândim lucrurile ca un maraton. Da? Nu sunt sprinturi de scurtă durată. Tot ceea ce facem noi trebuie să ajutăm organismul, care am mai menționat asta în alte discuții, organismul este un foarte bun compensator. În momentul în care detectează o problemă, încearcă să compenseze și noi, cel puțin eu ca și chirurg, și n-am făcut-o și nu o să o fac niciodată, n-am propus o terapie și nu propun o terapie dacă nu este în avantajul pacientului. Ba mai mult, trebuie să fim mai rezervați în terapia agresivă inițiale la pacienții cu boală arterială periferică, pentru că ei intră practic într-un cerc vicios. În momentul în care această problemă se manifestă, nu putem înlocui tot sistemul arterial din organism. Deci nu putem să scoatem toate arterele, să punem altele noi, este incompatibil cu viața așa ceva. Și atunci noi, prin terapiile pe care le aplicăm, încercăm să ameliorăm simptomele și să creăm un confort al vieții pacientului cât mai aproape de ceea ce avea înainte de această problemă. Asta duce practic la ce spuneam mai devreme, trebuie să ne gândim și la planul B și la planul C și ce se întâmplă mai pe viitor. Pentru că dacă de la început suntem gata, facem tot,
nu mai rămân opțiuni pe viitor, pentru că toate manoperele terapeutice ale noastre, la un moment dat, reparația este reparația, nu mai este lucru nou. La un moment dat, ai cărpit. Exact. Stenturile, baloanele, protezele, tot ce folosim noi, au și din partea manufacturii, cei care manufacturează aceste dispozitive, au o anumită durată de acea perioadă de garanție, se zice, o durată de funcționare. De exemplu, zilele următoare am o pacientă pe care trebuie să operez un bypass făcut în urmă cu 15 ani. Deci proteza respectivă a funcționat 15 ani. Sigur că la un moment dat cedează. Și atunci este mult mai dificil să reintervii pe un teren pe care s-a lucrat înainte decât să iei lucrurile treptat gândindu-te la ce se întâmplă în perspectivă, în viitor, în beneficiul pacientului, evident. Bun. Într-un scenariu ideal, care sunt primele simptome care trebuie să-l ducă pe pacient la medic și de acolo cum ar trebui să funcționeze această relație dintre pacient și medic, astfel încât situația să fie în favoarea pacientului? Într-un scenariu ideal, pacientul ar trebui să meargă la medicul de familie, să-i pună aceste probleme medicului de familie și medicul de familie să-l îndrume către specialitatea corespunzătoare, da? Cum ar fi în cazul nostru chirurgia vasculară. Dacă pacientul sesizează că distanța pe care o parcurge nu mai este cum era înainte, în loc să meargă fără probleme, fără durere, ci apare o durere la o anumită distanță pe care el poate să o aprecieze fie în minute de mers, fie în metri pe care îi parcurge, da? Unii vin și spun, păi, după 10 minute mă doare gamba. Da? Atunci, acestea sunt simptomele, se numește acea claudicație, după împăratul roman Claudius, care avea această patologie și el se tot oprea din când în când. Cei cu el, care erau cu el, se opreau și au generat acest termen, face o claudicație, adică te oprești ca și împăratul. Da? Nemții numesc asta foarte plastic privitor în vitrină. De ce? Pentru că după o anumită distanță de mers, pacienții, care de regulă sunt mai în vârstă, se opresc, se uită în vitrină, admiră, studiază și merg mai departe. Da? Deci așa debutează cumva. Pe măsură ce boala progresează, de la această problemă de mers pe care o experimentează pacientul, ajunge la o durere de repaus. Deci cu cât se îngustează mai mult sau se închid segmente mai mari de arteră, cu atât se ajunge la o durere de repaus. Și atunci asta îi tulbură somnul pacientului, se trezește noaptea cu durere la nivelul membrelor și practic foarte mulți pacienți ajung în stadiul acesta la medic. Asta îi deranjează pe ei. Mulți zic, ok, am îmbătrânit, nu mai am nevoie să merg atâta, nu se sizează exact diferența, dar când ajunge să-i doare în repaus, atunci asta îi trimite la medic. Cazurile grave și triste, din păcate, ajung când există leziuni trofice, cum le numim noi, adică degete negre, zone ischemice, care de foarte multe ori nu mai pot fi salvate. Și atunci, prin manoperele pe care noi le abordăm, trebuie să limităm zonele pe care le curățăm și le amputăm cât mai puțin. Ca scenariu ideal, că de asta vorbeam, deci de la medicul de familie, trimis la chirurgul vascular. Chirurgul vascular face o investigație inițială, un examen clinic obiectiv și așa mai departe. Recomandă alte metode diagnostice. Cel mai frecvent este computer tomograf cu substanță de contrast sau RMN cu substanță de contrast. Și aici ne lovim de o altă problemă. Această boală nu vine singură și vă explic imediat de ce. Și după ce s-a făcut diagnosticul, de acolo trebuie programat pacientul pentru o procedură terapeutică în funcție de stadiul bolii pe care are. Dacă este doar o problemă de mers, dar distanța este mulțumitoare, da? Se poate aborda o terapie conservativă. Nu facem nimic. Ajustăm terapia medicamentoasă ca principiu, să înțelegem. Există multă lume, nu face distinția dintre antiagregante și anticoagulante. Antiagregante este aspirina, de exemplu. Este orice manoperă pe care o facem noi la nivelul arterelor și orice modificări la peretele arterial au loc în organism, organismul percepe ca pe o agresiune și atunci el încearcă să se apere. Primul mecanism de apărare al arterei este conștientizând că apare o agresiune acolo și fluxul nu mai este laminar, cum spuneam, ci turbulent, aceste lovituri permanente la nivelul peretelui arterial, organismul crede că, sau artera crede că încearcă cineva să o rupă, să o spargă. Și primul mecanism de apărare este pentru a preveni evacuarea sângelui din arteră, să creeze această placă
inițială, da, acel doc primar, da, agregarea plachetară, și atunci cu asta venim noi cu aspirina și inhibăm acest mecanism pentru a limita riscul de a apărea trombi și a închide vasele care încă sunt normal funcționale. Și atunci, după ce ajustăm terapia în acest sens, trebuie sunt modificate valorile de colesterol și așa mai departe, trebuie ajustate toate astea și lăsăm pacientul să se plimbe. Mișcare, minim de 3-4 ori pe săptămână, 30-40 de minute, mișcare. Nu neapărat bicicletă sau sală de forță sau așa, ci efectiv plimbări. Plimbări care pun în mișcare membrele și aceste plimbări generează căi auxiliare care se dezvoltă și vase noi care se formează, în speranța că duc mai mult sânge sub zona afectată. Da? Și dacă terapia aceasta nu este suficientă, revine pacientul la 6 luni la control, dacă spune ok, totuși distanța mea de mers a scăzut, atunci trece la metode mai invazive, de gen balon, dilatare cu balon, stentări și așa mai departe, sau partea de chirurgie clasică, bypass, endarterectomie, PTEC și așa mai departe. Da? Avantajul celor care cunosc partea endovasculară, radiologie intervențională, cum suntem noi chirurgii vasculari care le avem ambele într-o singură mână, adică avem pacientul, putem să-l abordăm și pe partea endovasculară și pe partea clasică sau să le combinăm într-o terapie hibridă în funcție de cazul care îl avem în față. După care, din nou, se administrează un tratament în funcție de terapia care s-a efectuat și controle periodice. Aici intervine practic cheia. Pacientul trebuie să înțeleagă de la momentul în care a intrat în acest cerc vicios despre care vorbeam și este pacient vascular, el trebuie să fie conștient și să meargă permanent la control. Pentru că aceste controle sunt gândite în a depista modificările care apar de la un moment la alt moment în viața pacientului și dacă trebuie sau nu trebuie intervenit. Pentru a nu ajunge în situația limită, că nu mai e ce să faci și trebuie să amputezi. Practic, scopul nostru este să salvăm membre, nu să le amputăm. Dar dacă orice echipă există mai multe persoane implicate, dacă nu toți trag în aceeași direcție, atunci este sigur că este mai greu. Bun, calitatea. Spuneți dumneavoastră întâi. Vreau să spun ce ziceam mai devreme de asocierea cu alte afecțiuni. Boala arterială periferică, dacă o asociem cu insuficiența renală și cu diabetul, speranța de viață se reduce drastic. De ce? Nu vreau să intru în detalii despre diabet, există colegi care pot să vă spună foarte multe lucruri. Din perspectiva noastră a chirurgilor vasculari, diabetul are o însemnătate aparte pentru că afectează vasele cu precădere medii și mici. Adică acea rigiditate sub nivelul genunchiului, unde vasele, ca să vă imaginați dumneavoastră ca și dimensiune, sunt ca și o mină de pix sau, mă rog, cablu de la mouse-ul, de la calculator, e greu să lucrezi cu asemenea vase dacă ele sunt foarte dure și foarte rigide. Acolo nu pot să primească niciun bypass. Descărcarea unui bypass, deci aducând sânge dintr-o zonă bună, într-o zonă, așa cum am spus mai devreme, foarte calcificată, descărcarea nu este eficientă și bypass-ul ăla nu funcționează cum trebuie. Și atunci acest lucru îngreunează situația noastră și pacienții cu diabet sunt mai predispuși la probleme vasculare și în stadii mai avansate. Deci ei au riscul de a-și pierde membre sau segmente de membre mai rapid decât alte persoane. Dacă asociem și insuficiența renală sau diverse stadii de insuficiență renală, sigur că acolo nu mai putem face nici diagnosticul cu substanță de contrast pentru că afectează funcția renală. Sigur că este nevoie de dializă, vasele sunt mult mai afectate, deci este un întreg complex de factori care contribuie la asta și așa trebuie văzut pacientul. Dacă fiecare își face doar partea lui, fără să existe comunicare cu ceilalți, atunci nu o să meargă. Deci aici este rolul acestei echipe multidisciplinare de la diabetolog, nefrolog, chirurg vascular, podiatrie, cei care îngrijesc piciorul după aceea, pentru că noi rezolvăm anumite aspecte vasculare. Și după aceea pacientul ce se întâmplă? Că el pleacă acasă, în grija cui rămâne? Există în țările vestice și nu numai, și la noi este disciplina, nu este disciplină, de fapt este meserie de podiatru care îngrijește piciorul mai departe și care se ocupă și urmărește și vede
Papucul este bun, pansamentele pe care le face pacientul sunt bune. Noi, la ritmul la care lucrăm și cât avem noi de făcut, nu putem să urmărim fiecare acest aspect. Însă, de asta este această echipă multidisciplinară și asta trebuie să se dezvolte mai departe. Bun, eu voiam să vă întreb despre calitatea vieții, dar ați lămurit deja această problemă. Din nou, trebuie să ne întoarcem la prevenție și la stilul de viață. Cât de cooperant trebuie să fie pacientul pentru a nu-și înrăutăți singur situația? Foarte cooperant. Orice am face noi, mai există aici un aspect și asta l-am experimentat în 17 ani de când profesez. Am experimentat frecvent lucrul ăsta. Persoana, mă rog, pacientul care vine la un medic, dacă este convins că medicul respectiv este cel potrivit pentru el și este convins că terapia care îi se propune și îi se instituie este cea corectă, acolo merge bine. Rolul psihic este foarte important. Asta este unul. Deci trebuie să fie cooperant și să înțeleagă, dar trebuie să îi se explice ca să înțeleagă pacientului. Aici mai intervine o mică problemă, că multe dintre problemele vasculare afectează și vasele creierului și duc la o anumită tulburare cognitivă. Pacienții nu mai au de la o anumită vârstă capacitatea de a înțelege toate lucrurile care li se întâmplă. Nu că ei ar fi cu un anumit intelect redus, nu, dar pur și simplu aceste probleme vasculare se suprapun și la acest nivel. Pe de o parte, trebuie să înțeleagă faptul că oricât ne-am străduit noi, dacă cei care sunt fumători, mă refer, dacă ei fumează mai departe, lucrurile sunt deprisos. Fumatul întreține o stare de inflamație la nivelul vasului și atunci toate zonele pe care noi le operăm, care generează la rândul lor reacții de apărare din partea organismului, cum spuneam mai devreme, și necesită anumite tratamente medicamentoase, dacă fumează mai departe, practic vasele mici sunt într-o stare de spas, de se contract așa puternic, ca și când este rece seara, frig, noaptea sau iarna, da? Exact același lucru se întâmplă și atunci n-are unde sângele pe care noi încercăm să-l trimitem în periferie, n-are unde să se descarce și atunci n-are niciun sens. Trebuie ținut cont de dietă. Dacă sunt diabetici, pacienții trebuie văzut de anumite valori ținute în limitele corespunzătoare, respectate de indicațiile de la medicii din specialitățile respective. Deci toate aceste aspecte, plus acea mișcare de care spuneam că este foarte importantă, sunt absolut esențiale. Nu putem lucra pe un teren care ne este nefavorabil. Și greu este să explici unui pacient, tehnica noastră este aceeași, deci a face un bypass, să-l duci de aici până aici sângele, este aceeași tehnică. Sigur, pacienții sunt diferiți, categoric, dar dacă merge sau nu merge bypass-ul ăla, ține și de pacient, nu doar de noi. Asta trebuie să înțeleagă ei. Și mai ales pentru persoanele cu diabet, trebuie să-și inspecteze frecvent picioarele. Să vadă ce s-a modificat. Papucii există și o neuropatie diabetică și este o neuropatie silențioasă. Pacientul nu conștientizează dacă papucul este prea strâns sau prea larg, dacă joacă piciorul și creează zone de presiune în interiorul papucului, dacă e prea umed sau prea uscat, dacă e prea rece, dacă e prea cald. Și toate aceste lucruri pot să ducă la niște leziuni mici, repetate, ca picătura chinezească și te duc la medic când deja prea puține opțiuni terapeutice mai sunt. Bun, sper din suflet că acesta a fost un semnal de alarmă pentru persoanele care sunt predispuse la boala arterială periferică. Vă mulțumesc tare, tare mult că ați fost astăzi alături de noi. Cu mult drag! Iar cu dumneavoastră, să ne revedem sănătoși!